Dai la femeia mea, mă? Femeia ta? N-am văzut să scrie ceva pe ea. Băieți, potoliți-vă. Nu trebuie să vă bateți. Pentru fete nu contează cine este mai dur, cine este mai drăguț. Ah, ok. Știam. Dacă vreți să vă bateți, puteți să o faceți prin complimente. Cu stimă. Cu respect. Cu amabilitate. Cu sinceritate. Fiți atenți la broce meclă de om cu trăsături perfect simetrice. Tu vorbești, mă? Cu umerii aia sculptați ca un viking adevărat. Măcar în umerii mei nu te pierzi, mă, cum se pierde orice domnișoară în ochii tăi de un albastru infinit. Ai grijă, bă, că imediat mă iau de tenul al tău perfect pe care nu l-a avut nimeni din familia mea vreodată. Tu nu vezi că toată lumea de aici râde cu tine pentru că ești un domn destul de amuzant? Ia hai, nu mă enerva tu, că zic la toată lumea cum tu ți-ai donat geaca înainte să-ți cumperi una nouă. Dacă tot dai cu ciocul, ia să dau și eu cu ciocul despre cum bro mănâncă pizza cu ananas ca să nu rănească sentimentele bucătarului. Și ce, mă? Asta mă face pe mine un om mai bun ca tine, care lași bacșiș la masă și pentru colegii tăi? Vrei să-ți iau această scamă care îți afectează prezentarea? Să-ți iau eu ție viața drept exemplu. Tu mie? Tu care ești atât de bun cu ceilalți încât îi protejezi de adevăr pentru că știi că-i doare. Eu bun? Eu sunt un om mic în comparație cu corectitudinea ta morală. Da? Ete, mă înclin în fața puterii tale de a ierta pe ceilalți. Te-ai vândut, bro. Dar te-ai vândut bine. Am vrut să-mi tatuez numele tău pe piept, însă m-au refuzat, căci nu merit. Tu nu meriți decât să-mi numesc primul născut bro. Chit că e băiat sau fată. Îmi dai un autograf? Ți-l dau. Mai bine pe primul meu născut. Primul tău născut? Ar fi și fratele meu mai mic, căci ești ca un tată pentru mine. Bine. Cred că vă meritați unul pe altul, mai ales că v-ați sortat și la helancă. Stai. Cred că ai zis maletă greșit. Scuze, cum ai rostit helancă? Maletă. Helancă. Maletă! Helancă! Maletă! Helancă! Maletă! Helancă!